Consilierul ministrului culturii Dumitru Acriș a fost reținut aseară de agenții de circulație, fiind suspectat că s-ar fi urcat la volan în stare de ebrietate. Nemulțumit, oficialul și-a chemat șeful în ajutor. Ministrul Boris Foc și-a venit la volanul unui automobil, dar potrivit oamenilor legii ar fi fost și el în stare de ebrietate. Coborâți, vă rog, geamul în jos. În jos. Coborâți, vă rog, geamul în jos. Prezentați, vă rog, actul dumneavoastră. Prezentați permis, pașaportul tehnic și asigurare. Eu până azi marca vă prezentați. Prezentați, vă rog, poliția. Eu sunt la poliție. Sunt inspectorul poliției rutiere. Prezentați, vă rog, actul. Eu până azi marca la poliție. Da, dumneavoastră sunt dat în fața mea teritoriul public. Teritoriul poliției, secții poliției rutiere. Am suspect că dumneavoastră ați consumat alcool. A venit în ajutor unui prieten, care a fost documentat în stare de ebrietate. Ministrul neagă faptul că s-ar fi aflat la volanul automobilului, el fiind împreună cu soția sa. Cine a încălcat? Eu. Într-un final, ministrul a acceptat să intre în cabinetul medicului. Nu se știe însă ce a făcut acolo. Domnul Boris Focș a fugit de la poliția rutieră cu alt automobil. Dar el n-a fost la volan, și a refuzat de a trece expertiza la sânge. Consilierul ministrului culturii respinge acuzațiile care îi se aduc. De ce ați solicitat ajutorul domnului Focșa? Cine a solicitat? Dumneavoastră. Nu e adevărat. Altceva? Ați servit ceva? Nu. Potrivit codului penal, refuzul șoferului de a trece testul de alcoolemie se pedepsește cu o amendă de la 11 până la 13.000 de lei, cu suspendarea permisului de conducere pe un termen de la 3 la 5 ani. Totodată, un șofer care s-a urcat beat la volan riscă o amendă de la 8 la 10.000 de lei, cu suspendarea permisului de la 3 la 5 ani.